Salut, șacalor, ce faceți? În spatele meu se află cadouri foarte scumpi și cadouri foarte ieftine și fiecare concurent o să primească exact ce alege. Ca să fac totul mai amuzant, am creat o diversiune pentru fiecare cadou în caz că concurenții vor să-și aleagă cadou după greutate sau după sunet. Clipul ăsta m-a costat o grămadă, așa că abonează-te și lasă un like ca ăsta să fie măcar cadou meu și hai să începem. Pentru ca videoclipul să fie mișto, am oferit și mai multe cadouri. Niște oameni care cred eu că merită mai mult decât oricine, așa că stai până la final să vezi despre cine-i vorba. Am început cu membrii din familia mea, cărora le-am aplicat o singură regulă pe care i-am spus-o fiecărui concurent în parte. Și anume, dacă vor să atingă, să țină sau să miște cutia, au voie să aleagă o singură dată. Dacă stau la distanță, au voie să aleagă de două ori. Și ce aleg, aia vor păstra. Pentru frate mi-am pus așa: un nai 5 lei, o perucă 25 lei și un parfum Armani 300 de lei. Dar mi se frică ce-i pus, bă, să zic sincer. Deci dacă eu de la distanță, am voie două. Două, da? Atingeri, da. Două, două alegeri. Bine, o să pun una pe cadou atunci. Hai, alege pe care vrei. Alege o singură dată, alege. 7. Hai. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ăsta? Ăsta. Nu, bine. Ăsta, al doilea? Ăsta? Da. Bine. Hai să te vedem ial. Vericina asta, bă, are 7 kg, asta e ușor de tot. Ia să vedem ce-o primi, dacă este cadou ieftin sau scump. Wow. L-ai prins din prea scump. Vrei să-l vezi și pe alea două care erau ieftine? Bă, da, dar mai ales ăla care are 7 kg. Da? Hai, deschide-l atunci. Care erau șansele să-l nimerească din prima pe la scump? Și cum ar fi făcut acum o prank, să fii din scump mai scump? Să zic o goșare, e bun. E bun. Să zic roșii de pasă, practic mă întâmplat cu situațiile. Ăsta e cadou. Da, ăsta e cadou, ăsta e cadou ieftin. Hai să vedem care era următorul cadou ieftin. Mamă, ce mi-a luat ăsta, mamă, că bă, în pușca mea. Șefule, n-ai voie să o deschizi, că nu le, nu iei tu. Păi nu rămân la tine, tu ai cadou scump. Pentru iubita mea, Andrada, am pus o pernă ursuleș 15 lei, un trandafir 25 de lei și o pereche de mumbuți 840 de lei. Mergem cu 2 înainte. Hai, alege, pune pe care vrei. 1 plus 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, mijloc. Ia. Ia, am prins pe ăla. Deci mi-a dat, vă rog frumos, un like, mi-a dat down. Ai prins cadou ieftin. Da, e un cadou ieftin. Dar mie îmi place, o să dorm cu el. O să-l numesc Lucică. Lucică? Lucioi îl numești pe ăsta, bă. Vrei să vezi care era și celălalt cadou? Hai, mă, ui. Mi-a luat flori! Mi-a luat flori! În sfârșit, mi-a luat flori! Tu primești astea scumpi și pe Lucian. Ăsta o să-l primească altă fată. Tu vrei scump, nu vrei ceva sentimental, nu vrei ceva frumos. Deci, alege cu ce cadou ieftin rămâi. Cu astea două. Astea scumpi, nu? Da. Bun. Bine, așa rămâne. Pentru mama am pus așa: o perie de masaj pentru scalp 10 lei, o pereche de papuși de casă 30 de lei și o pereche de Kenzo Boot 890 de lei. Varianta 2. Și tu varianta 2? Pe care o simți tu că e cadou scump? 3. Asta? Da. Crezi tu că e cadou scump? Bine, mamă, te las să deschizi, ia să vedem dacă se află cadou scump aici. Dacă nu, doar două ai voie să păstrezi și ia să vedem ce s-a... Aaaa! Cu pufoșenia asta. Îți plac ăștia, Mother? Pe ăștia îi primești. Mai ai două cadouri. Zim, pe care le alegi că-i sub ăsta? Da. Sigur? Sigur. Ești maxim de sigur. Să vedem dacă este ieftin sau ieftin. Nu este ieftin. Dar ce am zis? Bă, dar în familia asta, în familia asta... Bă, mamă, deci în familia asta toți suntem intuitivi. Da. Dar cum, Dumnezeu, mai schelit de bani. Bravo, mother. Ai nimerit. Vrei să vezi ce era și în cutia aia? Pe ăsta oricum nu o să-l păstrezi, pentru că ți-ai luat deja două. Ăsta era mai șmecher, sincer. Ăsta era mai șmecher. Oh, very, dar ce top. Bine, mother, mama, felicitări, bravo. Foarte, foarte important, toate cadourile le-am luat de pe Food Shop cu codul SNEAK. Acum codul SNEAK pe lângă 10% reducere merge și la produsele deja reduse. Unele cadouri le-am prins și au reduse, slavă Domnului. Și bam, am băgat codul SNEAK și am avut dublă reducere. Ca să știi tu de acum încolo, când îți cauți haine, caută de-astea deja reduse și bagi codul SNEAK și bam, e ofertă mișto, ai dublă reducere. Eu zic doar să profiți, gata. Pentru unchiul meu am ales următoarele: un colier șmecher 13 lei, o trompetă 20 de lei și o pereche de Salomon 950 de lei. Cum vrei să faci? De două ori de la distanță? Da. Bine, atunci îndreaptă cu degetul pe care vrei să îl alegi tu și crezi că e la scump. În mijloc? Da. Bă, deci dacă e ăsta din mijloc iară, ia.
Și acum am voie al doilea. Și ăsta... Să vedem dacă l-am prins. Bă, l-am prins, mă, pe la scump ceai. Bă, dar de ce toată lumea ochele știu, mă, Tiffany? E, așa, da. L-am prins. Hai, ți-l las ei pe ăla. Ai prins? Ia uitați aici. Hai, să vezi măcar ce eram, ca zi. Ia stai faină, mă, e. Se pare că o prins cadou scump. Băi, te-ai ales cadou bun. Uite, mă, băiatul. Ai nimerit? Ești ce trebuie. Și pentru mătușa mea am pus următoarele. O plantă cu față 15 lei, o cană iepuri 20 de lei și o geacă Nike 580 de lei. De la distanță. Bă, trăiască familia mea toți de la... Bine, hai! În care crezi tu că e la scump? Ăsta. Ăsta? Da. Îl luăm să-l deschidem, da? Da. Eu îl țin, deși nu știu dacă e foarte scump, că eu l-am simțit. Ia să vedem. Aoleu. N-ai prins ăla scump. Nu l-am prins ăla scump. Uite-l ce frumoasă este. Nu? Da, este o plantă cu ochelari. Bun, deci mai ai dreptul să alegi o singură dată. Dacă tot am luat-o la rând, ăsta? Da. Bine. Hai că așa e motivul. Da. Prima persoană care... Prima persoană care nu a prins cadou scump. Eu l-am luat pe ăla scump. Dar ce frumos. Este frumos, dar nu este scump. Băi, îmi pare rău de tot. Ești momentan singura persoană care nu a prins cadou scump. Asta vrei să vezi totuși care era? Da, sigur. No. Să vedem totuși care era. Tocmai unde era, l-ai pus ultimul pe ăsta. Băiatule, mulțumesc, mă, Luciu, mă. Da. Tu ești cadou scump. Da, bine. Foarte frumos, mulțumesc foarte mult. Cu plăcere. Nu, se rămâne, foarte, dar continuăm. Vara mea Elena are de ales dintre o caracatiță Moody 14 lei, carte de colorat plus carioci 20 de lei și o pereche de Dr. Martens 960 de lei. Cum am spus și înainte, zi-mi cum vrei să faci, să alegi o singură dată sau să alegi de două ori de la distanță? De două ori de la distanță. Să vedem cu care. Aș începe cu primul ăla. Hai să vedem oare ce-o... Pare greuț, nu știu ce este. Mă, cum ar fi să-l prindă pe la... Cum ar fi? Bă, îmi pare rău. Ai prins cadou ieftine, dar drăguțe. Bine, aia era diversiunea ca să pară că e cadou greu, în caz că voiai să-l alegi. Și ăsta e cadou ieftin. Oh, ce cute. Mai e drept să alegi încă o dată. Ultima șansă. Ultima șansă. Ai grijă, cutiile arată la fel. Într-una e cadou scump și în alta e cadou ieftin. Asta. Ha-ha-ha! Ah, nu m-o prins-o pe aia scumpă! Mă spar la bani! Like expensive! Unul a fost 5 lei, altul a fost... Mai mult de 5. Mult mai mult de... Da. Se pare că... Dacă vrei să-l vezi și pe ultimul, care era ieftin, să vezi nu ce era acolo, bine, nu o să primești, o să ai doar caracatița și alea. Oh, perfect! Chiar îmi lipseau astea. Carte de colorat. Să vedem de acum ce se întâmplă. Vara mea Anda are de ales dintre un termos cu unicorn 10 lei, o păpușică 20 de lei, o pereche de bocanci Adidas 1105 lei. De două ori și nu mai pic. Și tu de două. Bă, dar ce boric sunt. Da. Vine și pune, poftim. Deci eu nu știu ce. Nu cred că e ales cum. Păi trebuie să-l deschizi. Bă, nu pot să cred din prima. Bă, și ce-am vins, fraților? Cu Dumnezeu din băi, îmi dau oamenii, dau unul total. Deci, a treia persoană care a ghicit cadou scump. Poftim. Da, trebuia să vină cu cutii, mulțumesc. Dar cutia era prea mare. Îmi pare rău pentru gaura. În buget? Păi și ăsta e al meu. Da, și ăsta e al meu. Da, da, unul 5 lei, altul mai mult. Vrei să-l vezi și pe ultimul, pe ăsta nu o să-l primești. Dar poți să vezi dacă vrei. Da. Totuși să vedem ce era ce. Asta era pentru mine, de fapt. Da. Frumos. Păpușica nu o să primești. Deci astea nu sunt. Nu, astea nu sunt ale tale. Ce-o ales deja au primit, asta rămâne a mea. Felicitări! Mulțumesc! Următorii oameni care o să le trimit cadouri sunt chiar abonații mei. O să postez un story pe Instagram unde le zic urmăritorilor mei că îmi scriu un mesaj cu ce periferică vor ei și o să le trimit. Așa că poate să câștigi niște căști, o tastatură, un mouse sau un mousepad. După clip urmărește-mă și tu pe Instagram la Anros Niculeț pentru că o să mai fac clipuri de astea și poți să câștigi și tu. Mersi Achilles pentru produse și hai să vedem cine câștigă. Alex a scris asta și a câștigat mouse-ul. Mă chinui să iau sala de două luni
și pic cu 20 și 21, plus am pierdut un FMS plus 9 când aveam 12 ani. Acum am 18. Gen, de-astea mi-a plăcut. nu știu ce m-a atras la mesajul ăsta, probabil că nimic. De-aia o și câștigat, așa că felicitări, Alex, ai câștigat mouse-ul. Oho, domnule, dar ce faci, băi, omule, băi? Testăm această rachetă. Îi rachetă rău de tot? Îi rachetă rău de tot. Păi dacă ai putea să spui ceva acum la 100.000 de oameni care o să vadă clipul ăsta, ce le-ai spune? Un like pentru Sneak. Puteai să anunți orice veni și ai spus asta? Bine, băi, auziți. Te pupăm, domnul. L-am simțit, era o leacă că am emoționat așa. Sincer, putea să anunți chiar orice și o anunța să dea un like. Frate, eu ziceam follow pe Instagram, dați-mi follow, făceam reclame, ești prost. Sebi a scris asta și a câștigat căștile. Eu personal, stimate domn Snic, aș dori să fiu tras la sorți la căști, deoarece căștile mele sunt rupte. Vai de Dumnezeul lor. Mulțumesc anticipat, Dumnezeu să fie cu tine și cu noi toți. Nu știu de ce mi s-a părut amuzant. Mi s-a părut foarte amuzant cum a accentuat Dumnezeul. Nu știu de ce au făcut asta, dar mi-a plăcut maxim când l-am citit. Așa că bravo, Sebi, ai câștigat căștile. Și faci, băi, bărbate, băi. Nu mai știu ce mesaj mi-ai zis tu cu căștile aia, cu... Mi-ai zis ceva care m-a făcut să râd, dar de-aia te-am selectat ceva cu Dumnezeu și la mine și la tine, sau o chestie de-aia, așa, bă. Aia. Dar zi-mi așa, dacă ai putea să zici ceva în față la 100.000 de oameni care văd clipul ăsta, ce ai zice? Ce vrei tu? Orice poți să zici. Așa. Ți-o pică netul, șef. Bă, șef, dar de ce-ți pică netul? Mereu. Să aibă încredere în ei. Mereu să aibă încredere în ei? Fix astea le pusesem pe wishlist. Fix astea. Pe cuvântul tău? Pe cuvântul meu. Băi, Doamne ajută, mă bucur. Dacă am putut să fac o bucurie, este cea mai mare bucurie mea. La fel ca celălalt, imaginează că poți să zici orice în față la 100.000 de oameni și zici asta. Adică nu e un mesaj frumos, dar eu aș folosi ăștia 100.000 de oameni și secundele astea, bă, să zic o chestie de aia care să mă țină, bă, toată lumea amintești, nebun, să mă caute după ce zic, înțelegi? Andrei a scris asta și-a câștigat tastatura. Sper că ești bine și că ai o zi minunată. Vreau să-ți împărtășesc un gând sincer legat de canalul tău și de concursul pentru tastatura Kiris Adara. Am fost abonat la canalul tău de ceva timp și trebuie să spun că m-ai impresionat cu conținutul tău autentic și captivant. Acum, când vine vorba de concursul pentru tastatura Kiris Adara, simt că este o oportunitate minunată să-ți arăt sprijinul meu și să-ți mulțumesc pentru tot efortul pe care îl depui pentru comunitatea ta. Ești un adevărat model pentru mulți dintre noi și m-aș simți onorat să câștig această tastatură și să vă o folosesc în timp ce urmăresc videourile tale inspiraționale. Îți dai seama că eu am orice, nu numai videoclipuri inspiraționale. Așadar, Sneak, te rog să iei în considerare aceste cuvinte sincere atunci când vei selecta câștigătorul. Știu că sunt mulți fani dornici să câștige, dar sper că motivele mele îți vor atinge sufletul. Extraordinar. Cum să nu-i dau asta? Bă, cum să nu-i dau asta? Foarte autentic, mă spar la videoclipuri inspiraționale sau cum o zicem, motivaționale. Felicitări, ai câștigat tastatura. Ce faci, bă? Dar n-ai școală, bă, frate, de ce ești tras la ora asta? Mă bucur că ai câștigat, felicitări. Zi-mi așa, dacă ai putea să zici ceva la 100.000 de oameni care o să uite la clipul ăsta, orice, absolut orice vrei tu, ce ai spune? Îmi dați follow pe Instagram. Aia zic, bă, în sfârșit o zis sunul ăsta, bă, toți mă luat cu de-alea. Să ai încredere în tine, poți să reușești, îmi doresc pentru... Așteptam și eu unul să zică, dați-mă follow pe Instagram, bă, bravo, mă. Băi, te pup, mă bucur maxim că ai câștigat, felicitări. Se pare că ultimul câștigător nu a răspuns în timp util, ceea ce mă face să dau acest mousepad în comentarii. Parcă dacă sunteți abonați la canal și scrieți cuvântul cărniță în comentarii, puteți să câștigați un mousepad de la Kiris, pe care o să vi-l trimit chiar eu. Vă mulțumesc că v-ați uitat la clip, sper că v-a plăcut și nu uitați să lăsați un like să mai facem clipuri de genul. Am reînceput să postăm piratații după 2 ani, puteți să vă uitați după clipul ăsta piratații, să vă abonați acolo, chiar am postat 2 clipuri deja. Vreți să facem reacții multe, să facem și live-uri, așa puteți să vă abonați piratații. Aveți link în descriere. Până data viitoare, eu ce să vă mai zic? Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult. Bă. Eu v-am pupat! Pa, bă!